Pe ultima sută de metri, coordonatorii și partenerii proiectului trag linie mulțumiți de activitățile pe care le-au desfășurat în cadrul proiectului Green Pro. Odată cu acțiunile pe care le-au derulat în cadrul promovării, membrii proiectului spun că au învățat și ei adevărata valoare a produselor verzi. E regretul că terminăm ceva frumos, am avut niște experiențe extraordinare împreună cu toți partenerii din proiect, pentru că am vizitat atâtea orașe, am avut ocazia să stăm de vorbă cu public din Cluj-Napoca, Sibiu, București, Timișoara și iată de două ori din Bacău. Regreta e oricând termin un proiect, mai ales un proiect care ne-a plăcut mult, cum a fost acesta, un proiect care ne-a învățat foarte multe lucruri noi, ne-a adus în contact cu foarte mulți oameni, ne-a permis să învățăm și noi ce sunt produsele verzi, la ce sunt bune și să reușim să învățăm și pe alții. După ultima activitate a proiectului de marți, care va fi pe 23 aprilie, colaboratorii proiectului, dar și partenerii acestuia, spun că nu vor înceta să promoveze produsele ecologice și serviciile din aceeași categorie. E regretul că se termină ceva frumos, dar misiunea noastră nu se termină aici. Noi vom continua și de acum înainte să fim verzi și mesajul proiectului îl vom răspândi în continuare. Noi avem prevăzute o serie întreagă de alte evenimente, în primul rând științifice legate de acest subiect. Sunt lucrări de licență, de dizertație care sunt în lucru pe această temă. Avem articole ce urmează să fie prezentate la conferințe internaționale. Bineînțeles că această colaborare, așa cum s-a derulat ea timp de 3 ani și aproape și jumătate, ar fi păcat să nu continue, dacă nu pe această temă, poate pe teme conexe. Proiectul Green Pro a fost finanțat cu 1.269.503 euro de Comisia Europeană prin programul Life Plus.